Vă salut și în această seară, dragi prieteni, și vă spun bun venit din nou la emisiunea Vieți schimbate. Aș dori ca încă de la început să avem acel spirit plin de speranță și să ne deconectăm de tot ceea ce a însemnat săptămâna aceasta, probabil obositoare, să încercăm să găsim acele resurse în Cuvântul lui Dumnezeu care ne aduc pace și bucurie în suflet, dar în același timp și o doză de realitate profetică să știm exact unde suntem și să știm pe ce lume trăim. Este foarte important lucrul acesta. Nu este relevant pentru un om cu minte să stea indiferent, orice s-ar întâmpla în jurul lui, el să fie total pasiv și să n-aibă nicio reacție. Pe de altă parte, nu este nici benefic pentru nimeni să stea în priză la 3.80 tot timpul, să știe toate știrile și toate catastrofele și dezastrele din lume, și astfel să fie un om stresat, un om nefericit, un om plin de frici, un om terorizat de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Așa că, în seara aceasta, vreau să găsim un echilibru între starea aceasta de conștiență cu privire la ceea ce se întâmplă în jur și echilibru calm bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și pe credința pe care o avem în el. Am găsit o temă foarte interesantă pentru noi și aș vrea ca să înțelegem care este mesajul lui Dumnezeu în timpurile acestea. Căderea Babilonului, căderea Babilonului globalist. În Sfânta Scriptură se vorbește despre Babilon ca fiind o putere apostată, o putere care luptă împotriva lui Dumnezeu. Sorgintea sau etimologia cuvântului Babilon vine de la Babel, primul edificiu și prima coaliție împotriva lui Dumnezeu. O găsim descrisă încă din Cartea Genezei, la capitolul 11, când oamenii s-au unit împotriva lui Dumnezeu ca să lupte împotriva lui și să se răzvrătească. Bineînțeles că Dumnezeu apare acolo cu o ironie, zice, hai să ne coborâm să vedem ce fac fiii oamenilor. Și le-a stricat toată jucăria aceea, turnulețul de nisip pe care au încercat ei să-l facă, drept simbol a răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu. Apoi Babilonul s-a creat cumva în aceeași vatră și spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost tot o răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a ordinii sale, chiar dacă la un moment dat Dumnezeu i-a folosit pe babilonieni ca bici împotriva Asiriei și chiar împotriva poporului său pentru a-i disciplina și a-i întoarce de la idolatrie la închinarea la adevăratul Iahve, cu toate acestea, Babilonul a rămas tot o putere apostaziată și un simbol al apostaziei. A apărut și în cartea profetică Apocalipsa ca un simbol al decăderii, al corupției, al exploatării, un simbol al puterii care luptă împotriva lui Dumnezeu și o amestecătură de idei, credințe, religii decăzute, apostate care. Măresc confuzia oamenilor în vremea sfârșitului, și nu doar că măresc confuzia oamenilor, dar îi și obligă să se închine într-un anumit fel, care îl ofensează pe Dumnezeu. Pentru început, aș vrea să vedem puțin ce s-a întâmplat atunci când a căzut Babilonul istoric. De ce sunt relevante aceste istorii și de ce sunt relevante? aceste profeții, de ce trebuie să le studiem, de ce trebuie să mai dezgropăm o istorie de mii de ani astăzi când suntem în secolul 21. Spunea George Orwell în uh, cartea sa că aceia care cunosc trecutul, cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cine controlează prezentul, controlează trecutul. Este un joc de idei, dar este foarte interesant. Prima parte este foarte importantă pentru noi. Cine controlează trecutul, cu alte cuvinte, cine știe istoria, nu mai repetă greșelile ei. Cine știe profeția biblică, știe viitorul. Cine știe ce s-a întâmplat în trecut și cum a lucrat Dumnezeu, știe cum va lucra Dumnezeu în viitor. Așa că este foarte important, mai important decât să urmăriți știrile, să știți profețiile Bibliei. Pentru că după ele, Dumnezeu va lucra. Așa că. Așa cum spunea înțeleptul Solomon, nu este nimic nou sub soare. Istoria se repetă. Și în capitolul 5 din Cartea lui Daniel, găsim acel moment în care Babilonul antic, Babilonul istoric a căzut. Dacă știm cum a căzut Babilonul istoric, știm cum va cădea Babilonul modern. De aceea am intitulat prezentarea din seara aceasta Căderea Babilonului globalist. Căderea Babilonului modern. Este fascinant modul în care Dumnezeu ne-a descoperit viitorul în Sfânta Scriptură. Cum a căzut Babilonul istoric? Haideți să vedem câteva caracteristici și câteva conjuncturi istorice și câteva detalii despre conducătorii de atunci. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său nebucadnețar din templul de la Ierusalim ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fusese reluate din templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim și au băut din ele împăratul și mai marii lui nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă, de fier, de lemn și de piatră. Și mă opresc aici. Orice imperiu din lumea aceasta, în mare parte, a căzut din cauza faptului că oamenii n-au mai avut acea dorință de Putere de expansiune, și n-a mai fost în gardă. Au început să chefuiască, au început să mănânce, au început să bea foarte multe imperii, au căzut în felul acesta. Și în felul acesta a căzut și Babilonul. O conducere plină de cheflii, cei mai mari, cei o mie de mai mari ai lui Belșațar, erau niște cheflii, niște oameni cheltuitori, niște oameni risipitori care în conjuncturile politice în care se aflau defavorabile Babilonului, era înconjurat de multe părți de dușmani și era un pericol din partea Medo-Persiei și stăteau liniștiți și chefuiau bazându-se pe faptul că zidurile lor nu pot fi străpunse și că Pot să stea liniștit, să mănânce, să bea, să chefuiască, să se distreze. Nimic nou sub soare, dragii mei, pentru că aceiași cheflii care distrug lumea, aceiași cheflii distrați, care nu sunt interesați de binele popoarelor, se află la conducere și astăzi mai mult ca oricând. Întâlnim oameni care ne vorbesc de austeritate, de economie, de strângerea șurubului, ne vorbesc despre tot felul de sacrificii pe care trebuie să le facem noi ca populație, ca oameni, ei nu. Când spun noi, spun de fapt că noi trebuie să facem, dar nu ei. Și în contextul acesta trebuie să înțelegem că Babilonul antic este o machetă și pentru Babilonul globalist modern. Același tip de cheflii care au condus atunci Babilonul la prăpăd se află și astăzi la conducere. Același tip de oameni iresponsabili, fără mari merite. Gândiți-vă că Belșațar nu a fost un împărat războinic, un mare militar pe bune. A moștenit, s-a născut moștenitor, a luat de la străbunii lui tronul și ce să facă săracul de el? Că bătălii nu știa să dea, administrație nu știa ce să facă, să cheltuiască, să chefuiască și să se distreze. Spune cuvântului Dumnezeu că în vremea sfârșitului împăratul care va controla lumea, împăratul acela care se închină Dumnezeului cetățuilor, am discutat în prezentările trecute, va da stăpânire, moșii, și bogății și putere și slavă tuturor acelora care vor zice da să trăiți. Nu pe merit! Nu pe merit! Și observați că trăim într-o generație în care se dau decorații, distinții și tot felul de favoruri și facilități acelora care știu să spună da să trăiți. Yes, Și așa era și Belșațar acesta, un chefliu irresponsabil. Și ce să faci când nu mai știi de bine? Inventezi păcate! Exact cum face și generația aceasta. Ce să mai facem noi că nu mai știm de bine, mai ales statele protestante care nu mai știu de bine și o duc foarte bine din punct de vedere economic, se gândește ce să mai facem noi. Păi închidem bisericile, le prefacem, le transformăm în cafenele, în baruri, în hosteluri, în tot felul de restaurante și în clădiri cu alte destinații, dinamităm valorile creștine, Luptăm împotriva lor, promovăm valorile Sodomei, că de ce să faci când nu mai știi de bine? Inventezi păcate. Și asta s-a întâmplat așa. Bă, ce, ce ne lipsește nouă în materie de distracție? Bă, hai să bem și să chefuim, să folosim vasele de la templul din Ierusalim. Asta ne mai lipsește acum ca să fim și noi civilizați. Să fim o, o civilizație modernă care nu are niciun fel de colți față de păcat, față de corupție, față de imoralitate. Asta ne mai lipsește să fim și noi cetățeni elevați. Aduceți vasele să ne distrăm și să chefuim. Și în momentul ăla a apărut mâna lui Dumnezeu care a scris pe tencuia la zidului Mene, mene, te chelufarsim. Și în momentul acela, chefliul de belșațar a început să tremure, să se facă galben ca lămâia, să-i se zbată genunchii și spune cuvântul lui Dumnezeu că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor. Vă dați seama ce groază, ce spaim a venit pe el. Din marele chefliu distrat, care nu mai știa de bine, care se simțea în culmea gloriei, flatat de toți, de toți profitorii care erau acolo lângă el la curtea regală și pe care îi plătea gras, în momentul în care Dumnezeu a adus judecata, a rămas încremenit și n a mai știut ce să fac. Aș vrea să înțelegeți că istoria aceasta se repetă și se va repeta până când Babilonul acesta globalist va cădea de tot. Acum este în culmea gloriei. Cheflii! Distrații, moștenitorii de funcții, de putere, de bani, de decorații, de distinții, sunt pe val. Și dreptatea este călcată în picioare, într-un mod grosolan. Au de partea lor absolut tot. Ce să facă aceia care vor să stea de partea lui Dumnezeu? Strigă degeaba. La cine să strigi? Că ești minoritate. Și au ei grijă cum să închidă butoanele, să dea mai încet, ca să nu te auzi. Însă vine momentul în care Dumnezeu vorbește, sau vine momentul în care Dumnezeu scrie sentința, și atunci îi apucă groaza pe toți aceia care luptă împotriva lui. În momentul în care Dumnezeu a început să scrie, Spune versetul 6: Că împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Știți că încheieturile șoldurilor sunt cele mai puternice din scheletul uman. Suportă tensiuni de sute de kilograme, poate chiar de tone. Și acele încheieturi i s-au desfăcut de groază. Când a văzut mâna aceea care scrie, și-a dat seama că a mers prea departe. Dar, de fapt, atunci era prea târziu. Ce a făcut poporul lui Dumnezeu? În mare parte a fost tăcut. Majoritatea acelor care au fost luați în Babilon din poporul lui Dumnezeu au fost tăcuți. Nu prea se vorbește despre ei că ar fi ieșit în evidență cu ceva. Dar au existat și excepții care au făcut ca adevărul lui Dumnezeu să triunfe împotriva Babilonului. Daniel, Hanania, Micael și Azaria. Oamenii aceștia și-au pus viața în pericol pentru adevăr, și au avut răbdare și nu s-au lăsat momiți, nu s-au lăsat mituiți, nu s-au lăsat. Furați de avantajele pe care le oferea Babilonul, deși li s-au oferit distinții pe bune pentru că erau capabili, nu s-au lăsat corupți de nimic și de nimeni. Ei i-au slujit lui Dumnezeu, în primul rând, și în al doilea rând, împăraților, la curțile cărora au fost numiți în anumite funcții. Prima dată Dumnezeu, și după aceea interesele Imperiului. Și cu toate că au existat intrigi, cu toate că au existat lupte împotriva lor, să fie dați la o parte, totuși acei despoți au ajuns la concluzia că nu au oameni mai de încredere și mai buni și mai capabili decât ciudații ăștia cu idei stranii care se închină unui Dumnezeu nepopular. În momentele de criză, Împăratul a apelat. La vrăjitori, la cititori în stele, la toți aceia care știau să mintă frumos, să vorbească politic corect și să inventeze tot felul de teorii și de strategii. Însă, oamenii aceștia n-au putut să-i tălcuiască taina. De ce? Pentru că tainele lui Dumnezeu nu sunt tâlcuite decât de către oamenii care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu ne încurajează să fim niște proști și niște bătuți în cap ignoranți. Nu despre asta este vorba. Daniel era high level, era în topul înțelepților. Dar, pe lângă înțelepciunea academică, pe lângă cultura intelectuală, ai nevoie de cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu ca să înțelegi planurile lui Dumnezeu. Altminteri, tot ceea ce ai învățat nu-ți slujește la nimic în astfel de situații. Poate în alte situații, politice, militare sau de altă natură să îți slujească. Dar atunci când e vorba de evenimentele pe care Dumnezeu le desfășoară în istorie, nu prea-ți folosesc la mare lucru informațiile acestea dacă nu ai înțelepciunea sfinților pe care o găsești în cuvântul lui Dumnezeu. Și a întrebat pe unii, pe alții, bă, ce știți, ce se întâmplă, ce cu taina asta? Nimeni, nimic. Chefliul a devenit disperat. Toți ceilalți care erau în culmea fericirii și a extazului pentru că se distrau de minune, bat în numele lui Dumnezeu, au început să intre în groază, în panică. Cine să rezolve problema aceasta? Cine să dea tâlcuire? Și împărăteasa a zis, împărate, era unul, un evreu, pe care bunicul tău, spune acolo tatăl tău, dar era bunicul lui, l-a văzut înțelept și a tâlcuit tainele. În el este o înțelepciune deosebită. Îmi place foarte mult descrierea pe care o face împărăteasa lui Daniel. Spune în versetul 11, în împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-au găsit la el lumini, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. Este diferență între înțelepciunea aceasta a culturii generale, a culturii intelectului și înțelepciunea dumnezeiască, care o face net superioară față de celelalte înțelepciuni. De ce a împărat un nebucanețar, tatăl tău, da, tatăl tău împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Și anume pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belșațar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încălcite. Să fie chemat dar Daniel și el îți va da tâlcuirea. În situații de criză, îi găsești capabili și pe cei pe care îi urăști de moarte sau pe care nu dai doi bani. Este ca în situația asta cu doctorul Bercovici, da, știți, s-au mutat puțin piesele de puzzle în Israel, altfel de cum au vrut americanii și altfel de cum a vrut politica românească ce este aservită americanilor și globaliștilor. Și l-au dat la o parte. Nu, nu avem nevoie de, de, tine în funcția asta publică să ne reprezinți în Israel. Dar după ce a venit Netanyahu la putere, a zis, nu, hai acum că ne ești bun, pentru că avem interes acolo. Da? Cam așa a fost și cu Belshazzar sau cu Daniel, da? Că așa a fost poreclit, așa a fost renumit de către babilonieni ca să-i se șteargă identitatea. Însă Daniel a rămas Daniel în sufletul lui, pentru că numele lui avea o semnificație extraordinară. Dumnezeu este judecătorul meu. Pă, vă dați seama cum suna asta când îl strigau Daniel, Dumnezeu este judecătorul meu. Păi nu, tu trebuie să fii sluga lui Bel. Și după ce l-au chemat, Împăratul Belșațar a început să-și bată joc de el. Era în culmea disperării, dar nu a renunțat la aroganță. Fiți atenți, am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsesc lumini și pricepele și o înțelepciune nemaipomenită. Dar prima dată îl întâmpină cu o întrebare. Tu ești Daniel acela. Unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici, din Iuda, tatăl meu, împăratul, cu alte cuvinte, tu e sluga aia evreiască, robul acela care a fost adus aici de să nu uiți cinești. Asta este prostia oamenilor care nu-și văd lungul nasului și care se ascund după funcții și după putere și după ranguri, dar sunt ignoranți cu o ignoranță crasă față de lucrurile importante ale vieții, cu privire la cunoașterea lui Dumnezeu, cu privire la cunoașterea profeției și sunt aroganți cu cei care vor să-i slujească lui Dumnezeu. Și Daniel, liniștit, îi spune, păstrează-ți darurile pentru tine, n-am nevoie de ele, pentru că noaptea asta o să ți se ia împărăția. Dar totuși îți voi da tălcuirea după ce îl mostră pentru păcatele lui, îi spune, în noaptea asta ți s-a luat împărăția, s-a terminat cu împărăția ta. Așa a căzut Babilonul istoric. În culmea gloriei, în culmea fericirii, în culmea chefului, când toți cheflii și toți parveniții și toți distrații erau la un mare ospăț în timp ce imperiul se prăbușea pe fronturile care îl înconjurau. Ce spune Dumnezeu despre căderea Babilonului modern? Este foarte interesant. Seamănă. Aduceți-vă aminte ce spunea George Orwell. Cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cine știe profeția, istoria profetică, știe viitorul. Și nu mai trebuie să stați să ascultați toate trâncănelile și toate balivernele care apar pe la televizor. Vai că nu știu ce și stați acolo de ore în șir să vezi ce mai zice ăla, ce mai zice celălalt. Și până la urmă, când vezi după câțiva ani că de fapt a stat invers ceea ce se spunea acolo, sau lucrurile nu s-au întâmplat așa, sau că au fost o grămadă de minciuni, cum s-a întâmplat și în perioada anterioară timpul pierdut, stres, nervi și toate celelalte. Îmi place foarte mult atitudinea lui Daniel, și ăsta este mesajul de speranță pentru noi în timpurile acestea, dragii mei. Trebuie să stăm ancorați în realitatea lui Dumnezeu, fără a ignora ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Să fim calmi și liniștiți și plini de credință și de speranță. Îmi place atât de mult de el. Au căzut imperii, dar nu l-au clătinat pe Daniel din credința lui și din valorile lui. Deși monarhii de atunci au vrut să-l forțeze să se închine într-un anumit fel, să renunțe la principiile lui, la închinarea lui, la Dumnezeul lui, amenințat cu moartea în mai multe rânduri, Daniel nu a cedat niciun milimetru. Dacă e să mor, mor. Dar rămân lângă Dumnezeu. Dacă e să cadă Imperiul, să cadă, nicio problemă. Eu rămân lângă Dumnezeu. Și este o ironie a lui Dumnezeu, Daniel, care într-adevăr a demonstrat că Dumnezeu este judecătorul lui. A strigat și a poruncit nebucat nețar: Mâncați asta, obligatoriu, meniu regal, asta mâncați. Apropo, urmează să ne oblige, să mâncăm viermi de bălegar și greeri și toate prostiile. Asta este cultura Babilonului. Trebuie neapărat să faci ce spunem noi. Nu mai gândești, ci să șterge identitatea, tot. Copiază ad literam principiile și valorile Babilonului. Și cei care sunt astăzi. Și Daniel a respectat cuvântul lui Dumnezeu, a rămas lângă Dumnezeu, n-a cedat nici măcar un milimetru. Și acum, când Imperiul avea să cadă, știa lucrul ăsta pentru că era foarte documentat din punct de vedere politic, pentru că avea o funcție înaltă, dar știa și pentru că profeția se împlinea. Și ăsta era cel mai important aspect. Lucrurile din politică și din istorie nu făceau decât să confirme ceea ce Dumnezeu îi descoperise deja în profețiile lui Ieremia și celelalte profeții pe care le dăduse. De aceea oamenii care studiază profeția sunt mereu înaintea celorlalți. Cei care se uită la știri sunt mereu în urma acelora care studiază cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în noaptea aceea de glorie, de chef, de belșug, de destrăbălare, Babilonul a căzut. Cum va cădea Babilonul globalist? Pentru că asta este cea mai importantă solie pe care o putem găsi în cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre. Nu ca să devenim niște alarmiști, ci ca să găsim speranță acolo unde oamenii își dau sufletul de groază. Ce se întâmplă? Exact la fel. Elitele chefuiesc, se distrează, fac bani pe spinarea altora, exploatează și tot amenință în toate felurile, în timp ce pentru ei există bani cu nemiluită, Există bani pentru plimbări, există bani pentru cheltuieli, există bani pentru extra personal, există bani pentru pensii speciale, există bani pentru tot. Că de ei reprezintă țara, ei reprezintă binele ei. În cartea Apocalipsei, la capitolul 18 este prezentată căderea acestui Babilon globalist în toată splendoarea. Este o ironie a lui Dumnezeu și o judecată a lui Dumnezeu pentru tot acest sistem nelegiuit și drăcesc pe care demonii, împreună cu acoliții lor, l-au construit ca să prindă acolo sufletele oamenilor. În capitolul 18 din cartea Apocalipsei. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa și aș vrea să fiți foarte atenți și să citiți capitolul acesta acasă, pentru că este cât se poate de relevant pentru vremea în care trăim noi acum. După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt Înger, care avea o mare putere. Și pământul s-a luminat de slava lui. Este adevărul lui Dumnezeu. Este. Mesajul acesta al Evangheliei, care deschide calea, care eliberează mințile, care îi face pe oameni să iasă din pușcăria demonilor, din pușcăria fricii, din pușcăria încruntării și din această teroare în care caută să ne bage continuu și continuu. Vine o criză, urmează alta, urmează alta, urmează alta și le augmentează și tot timpul le exagerează. Și criză peste criză peste criză și nu mai ești din ele niciodată. Este specialitatea demonilor să te țină în frică, în teroare, în acea lipsă de pace sufletească. Dar vine îngerul acesta și luminează pământul cu slava lui, cu mesajul din partea lui Dumnezeu. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu. Nu mai fiți sclavii unor oameni nelegiuiți. Gândiți liber, urmați-l pe Dumnezeu. Trăiți potrivit cu valorile. Evangheliei, nu potrivit cu indicațiile drăcești. Spune cuvântul că el a strigat cu glas tare și a zis A căzut, a căzut Babilonul cel mare. Vestea bună a Evangheliei, cauza globaliștilor, în cele din urmă este, nu va fi, este una pierdută. Putem vorbi chiar la trecut. A căzut Gata, s-a terminat. Mai e un pic acum. Dar este o cauză pierdută. Este Evanghelie. Este o veste extraordinară. Râul nu va triunfa. nelegiții nu vor triunfa împotriva lui Dumnezeu. Ce a ajuns? Fiți atenți că nu sunt teoriile conspirației. Este profeție. Dar diavolul și. Toți ceilalți care mint împreună cu tatăl minciunii au împrăștiat atâtea teorii în lumea aceasta încât adevărul să pară o teorie a conspirației. Și când vorbești de profeții, a, teoriile conspirației, teoriile conspirației, tot auzi sintagma asta peste tot și în presă. Și... De ce? Pentru ca oamenii să nu mai știe adevărul, să fie zăpăciți de cap. Miza într-un război cea mai mare este dezinformarea. Dacă ai dezinformat trei sferturi din război, l-ai câștigat. Câte războaie nu s-au câștigat în felul acesta? Prin dezinformare sau prin păcălirea acelora care, care sunt naivi și care nu cred. Uneori, sunt atât de subtile minciunile acestea încât oamenii nu mai știu să facă deosebirea între adevăr și minciună. Chiar îmi amintesc cum au pierdut forțele Europei, e vorba de Rusia, de Austria și de Prusia, bătălia de la Austerlitz cu Napoleon. Napoleon era un maestru în dezinformare. Și pentru a-i dezinforma pe aliați, le-a spus adevărul una dintre lozincile lui era dacă vrei să-i păcălești pe oameni, spune-le adevărul. Pentru că nu vor crede că este atât de simplu. Și Dumnezeu ne spune adevărul în cuvântul său și noi zicem este o păcăleală. Pentru că diavolul a folosit în atâtea moduri adevărul acesta lui Dumnezeu încât să pară ridicol. La un moment dat s-a retras cu un flanc de-a lui astfel încât să pară că pierde războiul și vrea să negocieze s-a dus el însuși să negocieze cu ei și a zis, uite, hai să vedem ce facem. Și bineînțeles că n-a acceptat condițiile absurde pe care le-au impus aliații și a zis, a, lasă că o să fac asta, asta, asta. Le-a spus toată strategia. Bineînțeles că oamenii n-au crezut, au zis, Aia, e prea frumos să fie adevărat, dar ce ne crede proști? Cum adică să credem noi că el ne spune înainte strategia? Și în felul ăsta a câștigat războiul. I-a bătut spunându-le dinainte toată strategia. Dumnezeu ne spune dinainte toată strategia lui. Oamenii iau adevărul acesta lui Dumnezeu. Bine, nu este grad de comparație între Dumnezeu și Napoleon, nu vreau să mă înțelegeți greșit, fac o analogie aici, da? Dar Dumnezeu ne spune adevărul. Și noi luăm, zicea, prostii, cum să fie asta adevărat? Adică să fie chiar atât de simplu, să meargă lucrurile în direcția asta și apar teorii și teorii și teorii. Și până la urmă pierdem din vedere adevărul lui Dumnezeu. Spune cuvântul că pământul va deveni o pușcărie a dracilor. A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor. O închisoare a oricărui duh necurat. O închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Orice sistem care constrânge conștiința, care îi face pe oameni să sufere, care îi face pe oameni să trăiască în teroare, în frică, este drăcesc, este demonic. Inclusiv Instigarea la război este una demonică. Nu are de a face cu valorile lui Dumnezeu, nu are de a face cu creștinismul. Și de aceea când au zis valori europene, valori drăcești, valorile NATO, valori drăcești. Pentru că se vede unde duc toate aceste valori. Dacă vorbim și de alea ruse și de alea alte nord toate care instigă la război, la ură la panică. Sunt valori drăcești și sisteme drăcești. Și spune cuvântul că în cele din urmă pământul va ajunge o închisoare a dracilor. Însă, oamenii lui Dumnezeu, chiar în mijlocul acestui imperiu demonic, sunt liberi, așa cum a fost Daniel în Babilon. Nu pot fi ușor duși pe degete. Nu pot fi spălați la cap, nu pot fi ușor păcăliți pentru că ei cred în cuvântul lui Dumnezeu și au această orientare, această linie profetică ce ajută să se orienteze prin evenimentele care vin în lumea aceasta. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Deci textul acesta este extraordinar. Dacă noi l-am înțelege, am înțelege ce este în spate la tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Fiți atenți! Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Care este vinul Babilonului? Desfrâul spiritual, și cel fizic, bineînțeles. Corupția, minciuna. Și pentru corupție, minciună, și pentru toate celelalte se dau bonusuri. O vacanță, un hamburger, un suc, un coș la supermarket și gata cu libertățile. A! Ah, păi, da! Păi, nu, stai, stai, stai un pic. Asta e libertatea. Asta e libertatea în pușcăria dracilor. Și oamenii zic, păi, dacă nu mai pot să mă duc în vacanță, dacă nu mai pot să fac asta, dacă nu mai pot să fac cealaltă, dă-le în col de libertăți și de conștiință și de valori. Ce mai contează până la urmă? N-au nicio valoare. Și în felul ăsta, oamenii nu doar că renunță la principiile Evangheliei și la Dumnezeu, dar devin mânioși împotriva lui Dumnezeu și a celor care le respectă. Pentru că este vinul mâniei curviei. Adică, Oamenii aceștia se revoltă împotriva lui Dumnezeu și a slujitorilor săi. Sunt mânioși. Nu se mulțumesc doar să calce legea lui Dumnezeu ei înșiși și atât. Nu, vor să i impună legi demonice și nelegiuite. Vor să-i forțeze pe ceilalți să calce peste principiile Evangheliei și ale libertăților și ale drepturilor. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Adică toate neamurile au ajuns să fie corupte. Vine plăcințica? Păi dacă vreți o bucățică, renunțați la asta, renunțați la asta, renunțați la asta. Așa este. A venit Nea Biden în Ucraina prin 2016 și a zis, bă, demiteți-l pe procurorul ăsta general al vostru că îmi deranjează odorașul meu să-și facă afacerile aici. Și bineînțeles că ăștia au zis, da, cum să-l demitem? Bă, nu-l demiteți, nu vă mai trimit ajutorul financiar, înțelegeți, de peste un miliard și ceva de dolari. A, da, gata să trăiți. Și l-au demis. Cam așa se negociază în Babilon. Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Despre celelalte lucruri vin la pachet. Apoi, am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Și urmează descrierea judecății Babilonului acestuia, globalist. Vestea bună este că, într-o singură zi, zice Dumnezeu, vor veni urgiile ei, moartea, tânguirea și foametea. Va fi arsă de tot într-un foc, pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare. Babilonul acesta globalist nu va cădea prin demersuri politice. Puteți să vă toceți dinții cât vreți, să scrieți petiții, să faceți demonstrații, nemulțumiri. N-are niciun rost. Nu poate să cadă prin astfel de demersuri decât dacă Dumnezeu intervine și bate cu propriile arme. Și împărații Pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor boci. Observați, toți sunt acolo la masa Babilonului, toți s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Și mai spune un, un verset aici, că Belșugul de scumpeturi a îmbogățit pe împărații pământului. Cresc prețurile, băi, cresc prețurile într-o manieră noucitoare. Și nu se face nimic, nici din partea guvernului. De ce? Pentru că au avantaj să producă cât mai mulți bani. Crește inflația, crește inflația. Apropo, știți care a fost unul dintre primii inflaționiști? Nero, nebunul ăla, care a vrut să facă, nu știu ce, proiecte în timp ce imperiul era în criză, a zis: "Bă, ce ar fi să batem noi niște monede care nu sunt de argint? Hai să mai spălăm argintul din ele, mai băgăm fier, mai băgăm cupru, mai băgăm și altele, că de, e criză." Și au urmat și alții și alții și alții, și pe vremea lui Claudius Goticus ajunsese să nu mai fie nici măcar 1% argint în monedele romane. Au învățat să facă inflație. O cărpim cumva, să iasă bine. Și când a ajuns cuțitul la gât, a, păi ce să facem? Scumpim, scumpim, scumpim. Și oamenii s-au răzvrătit și în felul ăsta au avut de pierdut foarte mult. Și se pare că n-au învățat din trecut. Scumpim, scumpim. Și în cele din urmă nu va mai fi nimeni să le cumpere marfa. Chiar spun aici împărații pământului care ziceau curvit și s-au dezmierdat în risipă cu ea. Vor plânge că tot sistemul ăsta se va duce pentru că nu vor mai avea proști să financeze. Și nu-și dau seama nemintoșii aceștia că de fapt ei stau pe spinarea oamenilor. Tot belșugul, toată bogăția lor este creată de munca și sudoarea Celorlalți, nu aș vrea să înțelegeți că sunt comunist sau că uh, sunt adeptul pauperismului sau că toată bogăția este de la cer Nu despre asta vorbim, ci vorbim despre oamenii care și-au vândut Sufletul Diavolului și care folosesc puterea și bogăția lor în scopuri demonice. Spune cuvântul aici că împărații Pământului vorboci căderea Babilonului negustorii pământului o plâng și o jălesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa. Cine să mai cumpere? Aici este cheia. Dragii mei, dacă mâine n-ar mai merge nimeni la bancă și toți și-ar retrage banii din bănci, toate băncile ar da faliment. Este atât de simplu. Dacă mâine toate băncile ar avea clienți care și-ar retrage lichiditățile, ar falimenta. Ce s-a întâmplat și în America? În momentul în care s-a extins un zvon și oamenii disperați să scoată, deja sunt terminați. Gândiți-vă dacă nimeni n-ar mai cumpăra marfa Babilonului, din vari motive, ori că n-au bani, ori că nu vor. Ce ar face toți ăștia care se îmbogățesc pe spinarea oamenilor care muncesc, ce ar face? Dacă nimeni n-ar mai cumpăra benzină și motorină, ar da faliment. Dacă nimeni n-ar mai cumpăra haine, ar da faliment. Dacă nimeni n-ar mai cumpăra ce vând ei, ar da faliment. Dar ei știu că oamenii, mai ales aceia care nu se încred în cuvântul lui Dumnezeu, sunt mânați de frică și că Frica este mai puternică decât rațiunea. Și în felul ăsta îi spun, Pă, păi dacă nu faci să duce economia, să face aia, să face cealaltă, o să vină și mai greu, și mai fă-ți provizie acum, du-te și golește supermarketul. Când se fac scumpiri, când se anunță un pic, du-te și golește supermarketul. Când ar trebui să facă exact invers. Înțelegeți? Să nu mai meargă la supermarket. Și vor duce lucrurile într-o asemenea gravitate încât oamenii nu vor mai putea să le cumpere marfa, nu vor mai avea bani. Nu vor mai avea nici bani fizici pentru că îi vor retrage de pe piață. Și vor condiționa în toate felurile. Și în felul ăsta, dacă nu mai e nimeni să cumpere, ce să faci? nici marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de insubțire, de purpură, de mătasă, de stacojiu, nici feluritele soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de fil, deci tot felul de vase de lemn, foarte scump, de aramă, de fier, de marmură. Nici scorțișoara, nici mirodenile, nici mirosnele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici un de lemn, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boii, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor și cu astea au ajuns să facă comerț. Să considere oamenii că sunt niște vite, niște cantități neglijabile. Nici astea nu le mai cumpără nimeni. Pentru că vor duce lumea într-o asemenea stare încât totul se va bloca și Dumnezeu îi va lăsa să culeagă roadele faptelor pe care le-au semănat. Este extraordinar modul în care Dumnezeu va face să cadă. Babilonul acesta. Și în momentul în care Dumnezeu va face judecată, va fi o veste extraordinară pentru toți aceia care nu și-au pătat mintea, cugetul și sufletul cu valorile și cu spurcăciunile Babilonului. Este magnific modul în care Dumnezeu va face această judecată. Toți oamenii lui, vor rămâne liberi, așa cum a rămas și Daniel. Ceilalți, în momentul în care Dumnezeu va scrie judecata, vor fi terminați. Vor fi plini de groază, vor fi plini de frică. Însă oamenii lui Dumnezeu vor sta liniștiți, încrezându-se în Cuvântul lui Dumnezeu, având speranță că Dumnezeu este cel care judecă, Dumnezeu este cel care conduce lucrurile și Dumnezeu este cel care va pune capăt acestei. Organizații sau acestor organizații de Sorginte Drăcească. Este vestea bună a Evangheliei pentru timpurile tensionate în care trăim. Deși, din punct de vedere al traiului, o ducem bine, deocamdată. Și nu putem să ne plângem că murim de foame, sau cel puțin mulți dintre noi, dar pe ansamblu, lucrurile se înrăutățesc și oamenii încep să-și facă griji. Însă oamenii lui Dumnezeu știu că este o împlinire a profeției. Când Babilonul va începe să chefuiască și când șefii lui peste oameni, conduși de demoni, vor începe să fie în culmea gloriei și a exaltării, exploatându-i pe ceilalți și sfidând legea lui Dumnezeu. Și bătându și joc de valorile Dumnezeu și de Evanghelie, exact în momentul acela, va interveni Dumnezeu și va pune capăt pentru totdeauna acestui sistem corupt. Este o veste extraordinară. Și dacă știi lucrurile acestea, poate să vină orice imperiu, orice organizație, orice guvern. Nu mai contează, pentru că îți dai seama că Dumnezeu conduce lucrurile. Și când va dori El totul se va nărui. Ceea ce este stabil în tabloul acesta, ceea ce poate fi stabil, este credința ta în Dumnezeu și încrederea în cuvântul său. Când au venit judecățile lui Dumnezeu, ceilalți au început să devină disperați. De la împărat, slujitorii lui și toți ceilalți. Când au început să se întâmple aceste lucruri, Daniel și oamenii credincioși n-au putut să zică decât slavă lui Dumnezeu că se împlinește profeția, că Dumnezeu termină cu părăția aceasta coruptă și că aduce eliberarea pentru poporul său. Și într-adevăr, sub mei și perși s-au dat acele decrete prin care poporul lui Dumnezeu a fost scos afară din Babilon și dus înapoi în patria lui. Tensiunile sunt din ce în ce mai mari. În Orientul Mijlociu, în lume. Și amenințarea aceasta cu pericolul nuclear este din ce în ce mai mare. Însă Dumnezeu este cel care coordonează lucrurile, este cel care controlează totul și permite până la un anumit punct. Însă oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu și oamenii care se încred în Cuvântul Său sunt plini de speranță și plini de putere, pentru că nimic și nimeni nu-i poate clinti ieșiți din mijlocul lor, spune Dumnezeu. Nu fiți parte din niciun sistem care vă corupe și care vă face să vă pătați conștiința și caracterul. Fiți cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Fiți oamenii lui Dumnezeu. Și cu siguranță veți ajunge la biruință, la victorie și în împărăția Lui. Nimic nu poate fi mai frumos și mai plin de bucurie și mai plin de speranță decât mesajul acesta. Babilonul globalist a căzut. Este deja pierdut. Nu mai are nicio șansă. Și poate că vă puneți speranța într-o lume mai bună. Și este normal să fie așa. Dacă Dumnezeu va îngădui, va fi o lume mai bună. Dacă Dumnezeu va îngădui să vină împărăția Lui, este o lume și mai bună în care va domni neprihănirea. Oricum, pentru omul lui Dumnezeu care studiază profeția, este o veste bună. Așa că nu te mai îngrijora, nu te mai încrunta, nu mai fi stresat, nu mai fi panicat, nu mai fi fricos, nu mai sta în acea frică existențială. Privește la promisiunile lui Dumnezeu și ridică-ți ochii că izbăvirea se apropie.